Dacă așa face când e foame, nu vreau să-l văd când e și supărat. Asta a zis Trinda despre Cogmo, gura abisului. Cogmo a pătruns în lume prin încursiunea vidului în măruntaiele Icatiei. E o creatură a cărei gură căscată în salivă caustică și putredă, atât ca mod de atac, cât și pentru a cunoaște și înțelege lumea din jurul său. Deși nu are o natură malefică, naivitatea lui fascinantă este periculoasă și e deseori urmată de un ospăt sălbatic nu pentru că ar avea nevoie de hrană, ci pentru a-și satisface curiozitatea nesfârșită, pentru că tu cum vezi cu ochii, probabil ăsta așa vede cu saliva lui. Și <laughs> curios, uu ce omul ăla și te scuipă. Și între timp și mori. A e. Odată profetul Malzahar a fost condus până în Icatia de o voce sinistră. A renăscut acolo, iar vocea care l-a demenise i s-a ancorat adânc în minte. Șoptindu-i din lăuntru, acesta i-a încredințat o sarcină îngrozitoare și cu toate că Malzahar nu mai era torturat de chemările ei, vocea și a continuat invocațiile fără încetare. Chemarea tremurândă acestei voci pline de ură, legată acum de Runtera, a atras o bestie dezgustătoare care a trecut fără să-și dea seama un prag pe care nu l-înțelegea, lărgind o fisură dintre două lumi care n-ar fi trebuit niciodată să se întâlnească. Acolo, în ruinele bântuite ale Icatiei, Cogmo s-a manifestat pentru prima oară în Valoran, mânat de o curiozitate morbidă. Încă mai simțea urma scânteiei care îl adusese în Runtera și care îl atrăgea cu blândețe către Malzahar. Vocea își șoptea acum că trebuie să-și cunoască noua lume, spre groaza nestăpânită a tuturor celor care urmau să iasă în cale. Culorile și aromele îmbietoare ale runterei l-au umbătat pe Cogmo care a început să studieze roadele acestei lumi noi și strani în singurul mod pe care îl cunoștea, devorându-le. Mai întâi a gustat din flora și fauna sălbatică pe care le-a întâlnit în drum. Însă pe când traversa sterpele câmpii furtunoase, a dat peste un trip de nomanzi. Făcându-le parcă în ciudă legilor fizicii, Kogmo a devorat tot tribul, împreună cu toate obstacolele pe care nomazii le-au pus în cale, deși erau mult mai mari și mai grele decât el. Poate că victimele lui mai cumpătate au avut timp să se întrebe dacă asta se datora enzimelor acide care îi picurau din gura uriașă și sfredeleau pământul, dar gândurile li s-au încheiat la fel de brusc și irevocabil ca moartea ce a cuprins în sale. Vezi, faza e, Cogmou, nu știi cât de mare e, că în joc e mic, că și ciogat e mic în joc, chiar și când e mare, nu e chiar atât de mare pe cât ar fi cum l-ar vedea oamenii, știi, în, în lumea asta lor. Pentru că ăsta -i zice aici că îi picurau um, enzime acide din gura uriașă. Deci îți dai seama. Nici măcar acest festin nu a reușit să potolească apetitul lui Cogmo. Creatura e în continuare atrasă inexorabil către Malzahar și între timp devorează tot ce stă în cale. Nimeni nu poate ști ce se va întâmpla când cei doi vor reuși să se întâlnească într-un final. Și așa Cogmo a devenit Cogmo.